Bă, în episodul de astăzi am avut cele mai tari desene de până acum. Mulțumim lui Antonio Tudor pentru acest desen foarte, foarte mișto făcut. Trebuie să ai ceva talent la desen să desenezi un asemenea caracter. Și dați-i follow pe Instagram, aveți Instagram acolo, Tudi Fumum, el mi-a scris asta. Și mulțumim lui Robert Andrei Călin pentru acest BMW seria 3. Foarte, foarte mișto desenator, respectul pentru oamenii care pot desena atât de bine. Mulțumim foarte, foarte mult. Și bineînțeles, nu e Mario Zidaru pentru acest graffiti super frumos făcut. Swifty best, hashtag Swifter, hashtag admin. 4, numai desene foarte bune de oameni foarte talentați pe acest episod. Swifterilor și swifteriților, putem strânge 250 de like-uri la acest videoclip. Mă motivează foarte mult și simt nevoia așa de un impuls mare cu 250 de like-uri din partea voastră. Ho, ho, ho! Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer! Suntem aici pe RPG3 și astăzi, după cum v-am promis, fraților, dăm test de licențe! Avem aici pe Bunea Rechinul, care ne va da licențele astăzi în calitate de rank 4. Licensis, bagă tată licențele cu test. Bun, începem cu Apple License, da? Da! Deși am peste nivel 50 și sunt și admin primar, nu trebuie să dau test pentru licențe. Vreau să dau test pentru licențe, îl simulăm alături de Bunea, pentru că vreau să văd dacă știm să răspundem la testele pentru licențe. Știm cu tot ce probleme am avut noi în School Instructors, că nu suport să fiu un School Instructors, că mă enervez cu oamenii care nu știu și răspund greu la testele de licențe. Hai să vedem cum ne descurcăm noi, chiar noi. Bun, nu te mai anunț pe fă că nu are rost, da, nu are rost. Bagă-mă direct că nu mai are niciun rost să mă anunți. Mai zic dacă reușim să răspundem la întrebări. Spune-te-le 10 arme legate sau legale sau ilegale din GTA. Bine, aoleu, 10 arme. Deagle, M4, Tech 9, Combat, nu Combat 9, M4, Tech 9, Combat, Rifle, Brass, Knuckles, adică pumnalele, Knuckles, Fire Extinguisher, Rocket, Launcher, stai că nu mai știu, deci 3, 4, 5, 6, 7, 8, încă două, Katana și încă una din GTA San Andreas sau vreau și din altele? Stai, GTA San Andreas, numai din San Andreas, așa, ilegale din GTA, Katana și MP5 în GTA 5, nu, MP5-ul e și în aici, e și pe GTA San Andreas MP5-ul, nu e numai pe GTA 5, băi, ți-am zis 10. E în regulă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, eu zic că e în regulă. Bun. Gata, mai vrei? Ți-am zis 10. Am zis 10. Alo, tipule, ce-ai făcut? Ai căzut pe scaun, ce-ai făcut, tipule? Bă, mă lași aici fără licențe. Man, ce se întâmplă? Știu că la licența de arme trebuie să mai mă întrebe și de safe zone. Spune-mi 8 safe zone-uri de pe server. Hai fără slash safe zones. Când în L, S, L, V, S, F. Astea sunt 3. Când în bike, rent, L, S, L, V, S, F. S, F, car, rent, S, F, L, S, L, V. Cred că astea sunt toate safe zones. Primărie, LSPD, hai că le zic primărie, stai. Safe zones. Jail, DS și altele. Cum poți cumpăra o armă? Buy gun. Hai frate că le știu. Cum să nu știm frate așa ceva? Dar bă, poate mă fac râs și nu știu ceva acum pe cameră. Oh my god, buy gun. Oh my god, mi-a dat licența. Accept license 121. Este. Ia uite aici. Dar nici măcar nu mi-a luat bani. Tu ai primit bani? Cred că nu mi-a luat bani pentru că sunt și eu instructor în facțiune cu el și de aia nu mi-a bani. Instructor la instructor nu ia bani. Primi bani nu. Da, dar primește punct la raport. Ok, le pot mai veric pentru test. Da, frate, ial. Ce face comanda slash fish? Astea la fish. Suntem la fish acum. Ce repede trec testele. Bun. Acuși, ce face comanda slash fish? Prins pește. Slash fish, prins pește. Slash fish. Mai e slash selfish și slash fish. Vezi câte cg de pește ai. Somon sau altele. Ce face comanda selfish? Vins peștii pescuiți.
Na, iau te puști la speeder, da frate, ia speeder, ia tot ce vrei, nu mai ia. Vin, nu mai vreau să mă pun în SSI ca să zic treaba asta, pentru că oricum apare ca Faction Manager pe Slash SX, nu mai are rost. Ok, vrea să-mi dea acum phishing-ul cu o bară înainte ca să fie comanda, Slash, așa, un K, mamă, jecmănește de bani, chiar dacă nu mi-a bani, 1-2-1. Și acum avem și licența de păscuit, licensis, 250 cu 250, materials, flying și sailing mai e. Tai, trebuie să fac toate astea. Bine, frate, le facem pe toate. Materials acum. Ok, că la celelalte e un pic mai multă bătaie de cap față de astea normale. Hai să vedem. Pentru materials trebuie să mergem unde? Oh, ce tampa șmecher are ăla. Ce tampa șmecher are ăla. Wow. Frumoasă, negru așa cu turcoaz. Materials. Hai, mane, nu știi întrebările pentru materials? Cred că e sell materials, get materials și cum vinzi o armă. Cred că astea sunt întrebările. Nu știu sigur că nu m-am uitat pe regulament înainte, pentru că niciodată nu am bine dispunerea de a mă uita pe regulament School Instructors. Doamne ferește, eu o să mă uit pe regulament School Instructors? Never. M-am uitat acolo numai atunci când am intrat în SAI și după nu m-am mai uitat, că nu mai suport School Instructors. Bă, dar eu am NB pe mod pe costa? N-am NB. O să-mi bag și NB. Pac. Cu ce comandă materiale din depozit? Get materials. Get materials, da? Nu get mats. Da, get materials. Get mats e pe bug, ți-mi minte. Cum creez o armă și de la ce skill pot face asta? Creez o armă, stai. Creez o armă. Skill 5 și create gun. Așa. Bun. Și cred că mai mă întreb acum cum vizi materiale. Mă, dar de ce țip la mine? Sell materials. Sell materials. Hai frate, dăm licența. Hai, dăm licența că le știu cum vinzi arme. Sell gun. Bă, mă, sta... Nu te mai băga noi, aia, mă, frate, nu, te, nu, nu strica, nu te băga noi cu tampa. Știu că tampa e cea mai tare mașină din lume, dar totuși nu intra în mine. Hai de bune, hai de bune, hai de bune. O, am luat și licența de materiale. Cea mai scumpă, 3K200. Mamă, e ceva. Dar aia de weapon cât a fost? Asta e weapons, weapons, web, fishing, 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 fishing. Hai, weapons pe 4K. Nu, asta de weapons e cea mai scumpă, 4K. Acum facem... Ce facem? Sailing. Sailing. Și după o să facem flying. License. Băi, știți că chiar ninge, mă, în unele părți ale țării, gen în Suceava, mi-a trimis acum cineva, un prieten din Suceava, mi-a trimis poză, videoclip, în care, bă, ningea și chiar era zăpadă mare. Cred că avea vreo... Bine, pe dunele mari, cred că are vreo 40-50 de centimetri. Nu, mai mult. Cred că ajunge și la 70-80 cm zăpada. Sincer. Dar așa, în mod normal, cred că are vreo 20-30 cm. Dar oricum e ceva pentru perioada asta anului. Parcă ți minte că anul trecut n-a nins chiar... Ba nu, anul trecut chiar a nins extrem de tare. Nu mai anul trecut. Nu, acum martie a nins extrem de tare, anul ăsta. Februarie, martie, că în iarnă n-a nins aproape deloc. Poate așa o să fie și anul ăsta. Hai de bune. Hai de bune, știu că poți. Să-mi dai licența la toți. Știu că poți. Haide, asta e sailing, sailing, da, sailing dock. Și acum la testul ăsta de boat, licența de boat. Bă, de ce vine să zic numai pe engleză, mă? La licența de barcă, mă, licența de barcă. Știu că trebuie să navigăm până acolo la SFPD. Era să zic LVPD, până la SFPD. Alo, tipule, vină cu acu, e rece, îngheață lacul. By the way, n-aveți voie cu modinarea de lac înghețat, pentru că o să puteți merge pe el. Și ăla nu e ok, pentru că modifică textura jocului. F, te rog. Da, F, nu pot. Da, nu am licența. Bine, facem altcumva. Încercăm altcumva. Putem face asta. Enter car 126. 0. Da, nu merge. Aoleu. Atunci cum facem cu asta? Merge start lesson? Da, la flying și sailing nu am cum. Uite, nu m-am gândit la treaba asta. Nu am cum pentru că nu pot să intru. Îți trebuie licența la ambele. Merge start lesson, nu merge. Ce să faci? Stai că mă gândesc cum pot intra. Poți să-mi dai o licență de pe site? Și dăm testul între timp. Da, e ok. Ok. Uite, a venit cu o propunere interesantă, domnul bun aici. Accept license 121. Give licență. Băi, cu comandă, cu slash înainte. Așa. Și hai să dăm și testul, să vedem dacă l-am luat sau nu. Bun. Unde trebuie să merg? Ce trebuie să fac? Ups, stai. Trebuie să conduci barca până la plaja LS.
Să moardă știu pe unde o iau ca să ajung la plaja lui Sâ. O pot să iau pe acolo, pot să iau pe... Nu, pe aici o să iau. O să iau pe aici. O să iau pe aici, o să mergem la plaja lui Sâ. Trebuie să nu scadă HP-ul sub 950 din câte țin eu minte ca să iau testul în final. Adică putem, mergem un pic mai altcumva pe aici, că pierdem timp. Bun, nu vedeți nimic, da? A, nu merge fly-ul. Nu merge fly-ul. Nu merge fly. Tai, nu merge fly-ul. Slap car de 1-1. A, și bine că ai rămas. A, dacă n-am fly fix pe mod pe costa. Da, bine, este să luăm alta. Trebuie să luăm alta. Tai, să-mi bag. A, RV 126. Peri, stai, get car 126. Așa. Bun. Peripeții la licențe. Prin urmare, nu merge fly hack-ul. Prin urmare, o să presupunem că mergem până acolo, așa frumos. Băi, cu toată zăpada asta pe ecran, jur, dar nu zici că simți zăpadă în gură. Știți cum îți simte zăpadă în gură iarna? Nu, e prea mult. Prea mult, da. Întoarce înapoi debarcaderul lăsă. Acum te frumos, întoarce înapoi debarcaderul LV, frate, LV, nu lăsă. Dacă durează prea mult. Podul ăsta mi-aduce aminte de o locație din GTA 5. Vă aduce aminte de o locație din GTA 5? Aia de lângă Mount Chiliad. Dar știu că nu are nicio legătură cu Chiliad, dar mi-aduce aminte de o locație de lângă Chiliad. Anyway, hai să vedem dacă putem parca barca fără să-i ducem HP-ul sub 950. Pentru că sub 950 înseamnă picat. Picat, picat, picat. Bun, o parcăm frumos aici. Asta nu e polis, polis. A, asta e pentru poliție. Stai. Parcăm frumos. Ușurel, ușurel, ușurel. Și engine. Gata. Sari. Sari, că plutește. Bun. Acum flying. Prin urmare, până acum ne-am descurcat bine, zic eu. Exceptând faptul că nu ne-am dus până unde trebuia, pentru că era timp pierdut degeaba. Hai să mergem. Go. Păi asta e putin. Dacă dezactivezi modul de zăpadă, oare mai rămân geamurile așa? Da, mai rămân. Așa, aburite. Pac. Pac. Și încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. Și încă o dată. Nu. 1. Oh my god, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Și asta? Salbite ecranul așa. Bug. Oh my god, ce se întâmplă? Set T. Oh my god, ce se întâmplă, fraților? Băi! De ce apare chestia? Băi, aveam impresia că halucinez, o voi vedea și e pe ecran în momentul ăsta. Sunt foarte multe... E alb, efectiv eu îl văd alb, nu știu, o fi de la ecranul meu sau o fi așa de la modpack. Oricum, dacă voi vedeți... Dacă și voi vedeți ecranul alb, înseamnă că nu-i de la mine. 12. Înseamnă că nu-i de la mine și că e de la modpack. Ce s-a întâmplat? Oh my god. A dispărut? N-a dispărut, tot alb e. Da. Flying Legends. Cred că acum mergem pe airport, airport părăsit, LV. Bă, nu știu dacă vă deranjează, adică așa fiind alb, așa vedem mai mult chestia de iarnă. Gen, cred că e o furtună acum. Set weather. Set V. Set V e vremea, da? Set V. Gata, a dispărut. Ban a dispărut. Totul. Set V 1. V 5. A, stai. Set V. Și acum dispare, cred. No. Bă, eu nu știu dacă voi vedeți ce e aici. Sincer, nu știu dacă vedeți ce e aici. Dar eu văd alb și cu mai multe pătrate albe pe ecran. Ei bine, nu cred că ne incomodează, ținând cont că este iarnă și ținând cont că chiar așa vedem și noi atunci când este iarnă. Pe stradă, când trecem de la lumina puternică a zăpezii la o cameră mai întunecată sau viceversa, așa vedem mai blurat. Știu că se numește cumva fenomenul ăsta de orbirea zăpezii. Când te uiți la zăpadă, se reflectă lumina în zăpadă. Știu că se numește cumva, dar nu mai știu cum. Acum poate scrieți și voi în comentarii. Accept licență, ceva cu A. Dar nu mai știu minte acum. Hai să dăm testul pentru licență. Trebuie să-l duc pe un aeroport. Oh my god. Da, se pare că e de la modpack. Mergi pe ce aeroport dorești tu. Elicopterul trebuie să aibă peste 900 HP pentru trecerea testului. Slash DL. Ok, mergem pe ce aeroport vreau eu. Păi, fiind cel mai apropiat aeroport, o să luăm aeroport LV. Păi, zic că ne-am descurcat bine până acum. Adică, ai, ce bine. Ce, hai să lăsăm modestia la o parte. Chiar am răspuns corect la toate întrebările până acum. Bine, era și aiurea să nu răspund corect. I mean,
Eram de râsul lumii să nu răspund corect la întrebările astea. Ce? Halal admin... Mamă, dacă răspundeam greșit la ceva, să vezi în comentarii. Halal admin 4, cum ai luat tu admin 4, că nu știi nici testele pentru licențe, că nu știi comenzile? Tai! Sincer, înainte de a începe acest episod, nu m-am pregătit cu absolut nimic. Nu am citit niciun regulament, n-am citit licențele, n-am citit testele, am vrut să văd exact și acum mă descurc eu. Bine sau rău, anyway, nu contează. E un amărâtez de licență. S-a cum perfect, acum te rog frumos te întorci. Mamă, ce aș băga fly acum, dar nu pot, că nu am, n-am fly fix pe acest modpack și ne blocăm în aer cu mașina sau cu vehiculul respectiv. Deja mă enervează albeața asta pe ecran. Și acele pătrate albe. Cred că asta vrea să simuleze imaginea asta albă, faptul că te uiți la zăpadă și că orbești. Dacă ar fi noapte, n-ar mai fi la fel. Dar totuși sunt pătrate din astea. Oh my god, set T3. Set T3. Nu, set 12. Ziua, 14, așa. Mai scăpăm din problema asta cu zăpada. Ra 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 ram, ra 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 ram. Gata, frate, uite, ți-l parchezi aici frumos în helipad. Pe helipadul ăsta, pe H. H vine de la helipad. Bon. Engine. Gata, frate. Pentru licența Flying License 1000 HP. Ăsta cred că are bind. Pentru că mi-a pus și tag-ul, mi-a pus tot. Sunt F. Sunt tare. Licensis. Gata, frate, astea sunt toate licențele. Mersi, mersi frumos. Stai că o să-l cinstești pe domnul Bunea cu ceva, pentru că ne-a dat licențele astea să după noi. Te cinstesc cu 10.000. Pentru că am luat licența de fly, putem să facem asta, să ne urcăm în naveta spațială a lui Moș Crăciun, cum place mie să-i spun, și să mergem acum să cutierăm cerurile ca Moș Swifty. Acestea fiind spuse, mulțumesc foarte mult atenția acordată în acest episod. Dacă v-a plăcut și apăsați butonul de like, ar fi super mișto să strângem 250 de like-uri la acest videoclip și v-aș fi data viitoare la un nou episod la fel de bine dispuși cum ați venit pe acesta și ați plecat la fel de bine dispuși sau poate mai bine dispuși. Asta înseamnă că mi-am atins eu scopul. Prin urmare, ca de obicei, stay close, bye!